Restricțiile din magazine se vor respecta mai intens în perioada sărbătorilor de iarnă, iar coșurile de cumpărături nu vor fi eliminate potrivit deciziilor anunțate. Așadar, măsurile de siguranță în caz de COVID se vor menține și se vor respecta cu strictețe în perioada următoare, având în vedere că va fi mai aglomerată din cauza cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă. În ce privește coșurile de mână pentru cumpărături, acestea nu vor fi scoase din magazine așa cum s-a vehiculat, ci vor putea fi utilizate în continuare cu respectarea regulilor de igienă a mâinilor. În supermarketuri, vi se pare că se respectă regulile? Nu prea se respectă pe niciun. Pe niciunde, nu numai în supermarket. Nu se respectă așa cum zic autoritățile. Nu se respectă regulile. Purtatul măștii se respectă, dar distanța și asta nici nu se poate. În anumite situații nici nu se poate respecta toate regulile care se impun. Masca, hai să zicem, comportăm, dar distanța de un metru jumate între cetățeni nu se poate respecta, indiferent ce ar zice autoritățile. De exemplu, la supermarketuri, credeți că ar trebui scoase coșurile de mână? Credeți că este un mijloc de infectare? Da, este. Orice atingere la oricărui obiect poate fi un mijloc de infectare. Reprezentanții supermarketurilor au anunțat că ei nu doresc măsuri mai stricte, făcând însă un apel ferm la respectarea cu atenție a celor existente. Purtarea măștii de protecție, menținerea distanței fizice și igiena riguroasă a mâinilor. În supermarketuri, vi se pare că se respectă regulile? Da. Da, se respectă, da. Se respectă astea. Să ne scăpăm și noi odată de pandemia asta, că parcă avem una gură ca acum au vacile la bot. Un aspect de care trebuie ținut cont este zona dintre rafturi, acolo unde se pot crea aglomerații. În acest context este foarte important procedeul de organizare al magazinelor pentru ca măsurile de siguranță împotriva COVID să fie respectate.